Că uitați-vă, signorăcica Dimăcica, cu și m-a așteptat la casa. Eu te-am Da. așteptat. Eu te-am M-ai așteptat, că adus. ai venit Deci faza cea mai tare, vândând trei picioare de pătuș, am făcut 180 de lei. Am găsit o doamnă care vinde ciorap. Noi am vrut să-i dăm ei pur și simplu fără ciorap. Și a zis că eu nu am nevoie de bani străini, eu vreau să-i muncesc. Și a spus că nu-i acceptă decât doar dacă luăm ciorapii de la ea. Așa că ne-am Iată făcut ce cu ciorap. înseamnă un om care poate are mai puțin, dar care muncește pentru banii ei, banii lui. Vă Sănătate! mulțumim tare mult, să fiți sănătoși. Nu mai trebuie, ne Da, ajung ajunge! două, mulțumim! Cel mai puțin 30. Eu aș dori cât mai mult. Suma maximă care să fost discut la mine, la negrem din grădină. Nu are nici nimic, nimic. Ce au zama o să iasă genială! Bada proste! Iată, un pioc de pietruș când eu înainte vindem cu 4 sau 5 la leu, 100 de lei piciocul, 50 de lei piciocul și 80 de lei piciocul. Și de clasă, n-ai dat eu mai atât. Uita, tu ai fost și ai rămas prima mea iubire, o flacără în inima mea. Mă topește încet, dar mi-e greu să te iert. În curând un interviu super drăguț unde am înjurat în stânga și în dreapta. Am fost ca de obicei foarte sincer în tot ceea ce fac. Vă mulțumesc, o să vă placă cu siguranță. Banii, după aia, nu, îi donez cui știți noastră, om sărat, cuiva, numai important să știu, e că e provocare, vedeți? Cât mai mult. Da, fi un picioc. Eu am pornit la piciocul de pe atunci, eu vindem cu 4 la leu. Și zici, piciocul, nu cred. Și un pub din partea mea. Chis, 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 love, love, love. Hai, vă mai departe. Dar nu poate. Blin, unde ți-i găsesc? Aveți bani? Soție, unde? Ba, da, prost! Sincer, și acum mă gândesc la replica doamnei care vindea ciorap de lână, acea sumă de 180 de lei, am vrut să-i o dăm ei, fără ca să luăm ciorap, cu gândul că ea o să-i vândă altcuiva să facă mai mulți bani. Ea a rămas șocată, a zis, cum așa? Zice, eu bani care nu sunt munciți de mine, nu vreau să iau, eu îi iau cu o singură condiție, că vă luați ciorap de acești bani. Era acolo undeva 40 de lei perechea de ciorap. Noi am zis, că de 180 cât? Zic, dați-mi două perechi, nu mai mult. Ea insista să ne dea 3 sau 4 exact de suma respectivă. Până la urmă nu am luat, dar eu cred că această doamnă este o lecție de viață pentru o mare, mare parte din noi. Bani munciți de altul, eu nu-i iau. Banii eu i-am muncit altfel, nu-i acceptat.